zis Survivor. Eu mă refeream, de fapt, la programul pe care Mușchiulică îl face cu Next Gen, mă. Adică să participați și voi acolo, să fiți cod la cod cu ăștia mici, ca să vadă și ei că dacă voi la vârsta voastră... Adică să-i motivați, mă. Să-i motivați. Adică să vadă că dacă voi puteți, păi ei pot și ei, nu, dacă nu chiar mai bine. Pentru că președintele mi-a spus că vreți să facem un concurs gen Survivor, antrenamentul de astăzi este în condiții de competiție, ca să vă obișnuiți cu concursul. Și avem două echipe, veteranii și tinerei. Curge machiajul și după nu mă mai place pupăză, da? Ok, să recapitulăm. Intrați doi câte doi, cine iese primul iese din concurs. Cine rămâne câștigă proba. Și rotisați. Hai, doamna Emma, deschizi tu balul? Îl deschid, mă, domnul Rembo. De fapt, eu nici nu știu de ce vă mai chinuiți, că oricum o să-l câștig eu și pe ăsta. Cine are curaj să intre cu câștigătoarea? Eu, mă sacrific eu. Nu o las pe emuța mea pe mâna nimănui. Bine, mă, libidinosule, hai, intră. Păi ce faci, bă, Mateescule? Intr-o saună, ce să faci? Nu acolo, în dormitor, că acolo e radiatorul, dar acolo vine căldura spre saună. Mamă, ce unitate modernă, saună cu transfer de căldură, bio, eco. Păi atunci, măi, Muțo, hai, mă, în dormitor să ne transpirăm puțin împreună, ce zici, hai? Bă, dacă mă atingi cu zoaiele tale, te erotisez și te tranșez. Și-ți fac și transferul ăla de căldură. Ia uite-l cum vine, ia uite-l cum vine. Mamă, ia uite-l cum vine. Mamă, hai, treci. Unde a ajuns tehnic asta, ai văzut cum... Hai. Transfer de căldură. Încă Silviu Play. Hai, sireno, că a venit momentul să transpirăm un pic. O să mă tolănesc și eu un pic, așa, da, cu delicatețe. Aoleu, ca din pod am căzut. Bobo? Nu vreau, mă, las, mă-n pace. Treaba ta, eu o să fiu dulcic și tu nu? Mm-hmm. Vrei să te ventilez eu? Nu. Hai, te rog. Mă, taci, lasă-mă în pace. E setă și de când e setă așa. Wow! Ce-ai, mă, ți-e cald? Apă! Ia-mă! Ia-mă, fă ce vrei! Mă, pleacă, mă, din aria mea de aici! Vrei să-ți mai fac un transfer de căldură? Arde, mă! Ia, mă, ia! Bine, mă, bine, o să-ți vină ție, roagă! O să vrei tu și nu o să mai vreau eu, nici nu știi ce ai pierdut! Mm-hmm. And the winner is... Emma Cucu! Mamă, dar ce cald e aici. Adevărat. Bine, mă, hai că încep eu dacă ești tu timidă. Păi doar atât? Mai vrei? Da. Ah, mai mult? Da. Până la chiloți? Da. Bine. Mai bine. Ce-i asta, mă, iar mai fraierit? Uh-huh. And the winner is Crenguța Ionescu! Ah?
prostule! Spune că s-a încălzit și pe hol! And the winner is Chiorete Ilarie! Chiorete, mă, du-te și adu niște roșii! Că rămân brâza de oaie de căcoroșii! Adu roșii! Mârlane, spre surprinderea tuturor, ai pierdut proba de la saună. De ce? N-am găsit roșii. Să înceapă marea confruntare! Succes! Aoleu, mă mică, ce căldură! Vai, ce cald e! Ce să spun, degeaba începe te desfoia, dragă. Că pe mine mă lasă rece, sunt imun. Eu am iubițică. Ei, ce să zic, că nu de-aia m-am dezbrăcat, da? Că tu oricum o să leșim de la căldură în 2 minute. Ce faci, fată, nu ți-e cald? Doamne sfinte. Trișează, dragă! Mi-am scos pantofiurii ca să respire picioruțele. Să respire? Da. Ce să mai respire, că par moarte? Oh. E, moarte, moarte, dar ce mișcă, ia! Și mi se pare că miroase, adică mai mult îmi vine un vis de parfum, așa sunt. Chiar obișnuită. Rezistă-mă, că ai fost pion, ce naiba! Dar parcă e puțin răcoare aici. Ești nebună. Ce faci? Termină cu tău! Dați-vă, mă, naiba de nebun, ce sunteți, mă! Chiorete, ești bine, mă? And the winner is Crenguța Ionescu! Chiorete, în primul rând, felicitări pentru astăzi. Spune-mi, te rog, cum ai reușit să câștigi proba de la sauna de lângă saună? Prima parte mea a fost așa, piece of cake. Datorită talentului. Bine, talent și muncă. Munca ogorului care m-a călit. Dar cum putem să spunem? 10% talent și 90% transpirație. Și cu toate astea, proba a doua ai pierdut-o. Așa e, mă, nenică, dacă nu te ții de treabă. Ești brânză bună în burduf de câine. Băi, eu aș băga unul că e pauză de masă și mi-e foame. Să nu te prind, că nu mai prinde mâncare bună după aia, da? Ai uitat cu cine avem de-a face? Crezi că degeaba îi spune chitră? Bă, termină, nu mai vorbi așa, că dacă ne aude ea. Și dacă nu primim alta mâncare? N-are, mă, cum să ne dea altceva. Păi n-are cum să lase trupa lui favorită nemâncată în mijlocul unui concurs de supraviețuire. Adică să ne defavorizeze pe noi? N-are cum. Exact. Bă, ce faci, mă? Bă! Ce faci? Am alungat ispita, că așa poate prindem și noi mâncare bună. Și dacă nu prindem mâncare bună, o să te mănânc eu pe tine cu fulgi cu tot. Auzi, dar nu mă vrei pe mine? Radu. Ăsta, adică de pe mine? La fulgea mă refer. Și uite, ca să vezi că sunt băiat de treabă, iau și frișcă. Radu. Vrei avut? Ieși. Păi sunt deja afară. Radu! Vin. Ia, Geraldo. Da. Poftă mare, în primul rând, domn președinte. Mulțumesc. Și eu voiam să vă zic că ne descurcăm bine rău de tot cu batoanele alea. Uh-huh. Bine... Bun. Auziți de aici miroase mici? Miroase mici. Ăștia sunt de aia de la... De aia de la... Ăla? De la... Da, așa e că... Dacă mănânci prea mulți mici, ți se apleacă și te cocoșezi. Dar să știi că, într-adevăr, ăștia nu asigură o masă echilibrată în nutrienți.
Așa e, eu vă cred, dar... miros bine rău de tot șeful. Eu vă cred acum că sunt... că sunt o simplă bucată de carne tocată cu puține proteine, cu mai multe grăsimi, dar... Oho. Da, de asta vrei? Că de asta nici nu vreau să... adică nu vreau să te forțe să-ți dau ceva care, până la urmă, e un... e un fel de junk food, mă, Radule, mă. Adică, dă seama că o să-ți crească colesterolul. A, nu, vă rog frumos, nu. Lăsați-l așa mic. Lăsați-l să fie mic. Am zis mic. Oricum, auzi, eu vreau să... până la urmă, chiar vreau să-ți dau să te ispitez, dar... ce să mai, când te văd așa hotărât... plus că e... sunt muștar clasic, mă, n-am. Aolo, cu muștar de la clasic? Mm-hmm. Nu vreau să aud. Pe cum, șeful, muștar simplu? Muștar cu muștar? Da. Nu. Ar merge 2-3, dacă mă întrebați. Pentru tine? Nu, cum pentru mine? Păi nu mă numi șeful, nu v-am zis. Pentru Crenguța, că ea mai are pofte din astea. Ia uite, bă, era și să o neglijez. Vă dați seama ce făceam? Da. Eu sunt un adevărat soldat. Sunt soldatul perfect, șeful. Bravo! Da. Bravo, Radule! Mă, să știi că mie îmi place atitudinea asta. Am observat-o de ceva timp la tine. Uite, și pentru faptul că reziști ispitei și într-adevăr ești soldatul perfect, vreau să te premiez. Da. Ia. 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 Asta este cu ceai verde. Ăsta te ajută pe tine să fii mai puternic la sală, da? Ca să faci și tu pătrățele pe abdomen. Uh-huh. Uite, fibrobar cu ceai verde. Mm-hmm. Păi da, șeful, că de când voiam eu să fac abdomen de ăsta verde, tare rău de tot. Cu pătrățele verzi. Cu pătrățele verzi, bravo, să da, Hulk. Alea sunt, da. Hulk, să trăiți. Bravo, du-te. Auzi, tu te ghidezi acum după simțul olfactiv. Ți-ai reconfigurat traseul când ai simțit miros de mici? A, încetează prostiile astea, pupăză, că eu abia m-am despărțit de micul dejun. Și în plus, doar știi că sunt vegană și nu mănânc alte viețuitoare. Adică ce vreți să zici, dragă? Că eu sunt căpcăun? Dacă mănânc eu niște brânzică, niște roșii, niște... mă rog, chiar și mici, care de fapt e să știi că sunt foarte buni, sunt foarte proaspeți și conțin doar carne tocată. Vrei? Nu, 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 exclus așa, așa ceva, nu, niciodată, că sunt din carne, fie ea și tocată, și conțin grăsimi, și eu sunt la dietă, și conțin și bicarbonat de sodiu și balonează. Da. E, păi dacă balonează, uite, ia și niște... brânză cu roșii, cu ceapă, cu pâine proaspătă. No, nici vorbă, nu? Că brânza asta conține proteină animală și conține și grăsimi. Nu, exclus. Poate ceapa, dar dacă mă întâlnesc în unitate cu vreun aliat NATO, îi dau ceapă în nas să ne facem de râs? No, exclus. Iar pâinea? Pâinea conține carbohidrați și aia îngrașă ca dracu. Nu, 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 nu. Eu consum doar surse vegetale cu care tu, bineînțeles, că ești străin. Eu iubesc planeta asta, pupăză. Eu vreau să o protejez, nu să o poluez. Adică ce dacă eu nu sunt vegan, asta înseamnă că nu-mi iubesc planeta? Măi, vezi că ești cam agresivă, măi, Greta Thunberg. Tu știi că putem duce discuția asta despre mâncare până la finalul sezonului. Măi, pupăză, eu sunt acură de două săptămâni și n-am slăbit nici 300 de grame. Așa că m-ai fluturat un micul ăla prin față, da? Că mă transform din Greta în Hulk. Și să prind eu pe cineva că mai vine cu mâncare în fața mea, că nu știu ce fac. Auzi? Și vezi că ți se umflă venele alea de mici, de colesterol de la atâția mici. Măi, Emma, dacă vrei Hulk, du-te la Radu. Că i-am dat eu ceva ca să fie pătrat. Ăsta verde. Hulk, du-te și vezi. Hai. Ți-ai dat mici? Ce faci, dragă? Dar parcă erai la cură. Te-ai cupă, că nu-mi grașă. Dar ce, ți-e frică că-ți fac pagubă sau ce?
Tu mă faci chitră cumva? Mamă, batoane, vreau și eu! Ia, mamă, da, nu, șeful! Minte, cine v-a zis? Bă, voi ați și zis, m-ați dat cu gura hienelor. Nu te face nimeni chitră, pupăză, așa te-ai născut. Ce-ai zis? Am zis că nu s-a născut ăla care să mă învingă pe mine, mă, la supraviețuirea. Ce vorbești, dragă? Da, m-au zis că tocmai te-a învins Crenguța. A, noroc începătorului, dar mai sunt probe, nu s-a terminat concursul. Corect, urmează proba a treia, sunteți pregătiți? Mhm, mai ales ăștia doi. Băi, tași, fă, că tu n-ai fără la proba cu sauna și te bagi în vorbă. E, lasă că o să meargă și la proba aia. Stați liniștit, o să verific eu personal. Adică, intrați cu mine la sauna, șeful, păi să știți că eu vreau. Domnul Rembo, haide să trecem la finalul ăla odată, care e proba a treia. Proba a treia e autoapărarea, că dacă v-ați deconspirat din cauza căldurii... Da, a putorii, nu a căldurii. Mă rog, a condițiilor vitrege, v-a văzut adversarul și acum trebuie să luptați cu el, corp la corp. Eu cu Emuța, s-o las să câștige. Și eu cu Crenguța. Sunați, mă, la atei. Sau mai bine la pompe funebre. Da, mă rog, eu zic că asta totuși n-ar fi o idee prea bună, că e clar că se lasă cu chestii contondente și nu... Nu e cazul, domn președinte, că nu luptă cu echipierii între ei, luptă cu adversarii. Și fetele luptă cu fetele și băieții cu băieții. Și ce fată de la Spartan poate să se pună cu bestia asta perfectă? Puiul de crevedia sau ăla de gostat? Pe cine faci tu gosta, ciupacapu, hă? E 1-0 pentru Spartan. Cine se bagă mai departe la proba a treia? Emma? Emma, bagă-te, fată, bagă-te acolo, că și așa... Dă-i cu vardă-i dracu, că te-a făcut babă. Când? Tot timpul, păi ce, 24 de 24, că de numai ești, de tinerii numai tineresc, să știi. Ce ai zis, mă? A zis că de tinerii numai tineresc. Bă! Bravo! Și câștigă echipa spartanilor cu 3-0! Yeah! Ia stați-mă așa, păi eu n-am jucat. Păi tu ești descalificată, că ți-ai lovit cu echipierii. Așa că trecem la proba a patra. Ia, eu zic să nu mai trecem la proba a patra și să încheiem aici, gata. Aia, dar cum să încheiem aici, șeful? Mergem la saună, că eu n-am făcut proba aia. Haideți cu mine. Stai, mă, spune, șeful! Emma, ce părere ai despre faptul că ai fost descalificată pentru că ți-ai lovit colegii? Da, aia nu sunt colegii mei, da, sunt Mârlanu și Chiorete. Cu toate astea, de ce i-ai lovit? Pentru că te-au făcut bătrână? Ce, mă? Au spus că ești bătrână. Dar nu sunt bătrână! Păi ești, probabil! Da, acum am înțeles. Sauna e lângă saună. Da, păi... Înțeleg cam ce vrei tu să... Ce surpriză vrei tu să-mi faci? Da... Să știi că am și eu o surpriză pentru tine. Șeful, serios? Mm-hmm. Dar vreau să-mi arătați cât mai repede. Stai, măi, Barbaro. Dacă să, pot să-ți o arăt, trebuie să am loc să mă desfășor. Dă-te un pic. Și întoarce-te cu fața la perete. Da. Și numără până la 10. Cu fața încolo și în gând. Așa. Gata. Și acum dă tu radiatorul ăla și mai tare, că trebuie mult mai multă căldură ca să pot să mă dezbrac. Ia, hai. Nu merge mai tare, șeful. Hai, dă-l acolo, pe dreapta, a doua, a treia, că trebuie să meargă. Ia, dă-l, hai. Șeful, nu merge mai tare, cred că au stricat ușa ca să nu-i mai nenorociți cu aplicațiile. Veniți încoace să vedeți, e moartă. Ce face? E moartă. Cum să fie moartă? Mă, moare, cum am dat-o că i-a stricat aici? Ia. Hai, mă, ce mergi, cum să fie, nu vezi că mergi. Barbaro? Da. Auzi, ia, dă-mi cheia. Care e cheia? Barbaro, dă-mi cheia aia din mâna ta, ce naiba. Șeful, eu nu am nicio cheie. Barbaro, tu ai o cheie în mână.
Șefu, de câte ori vreți să vă spun, eu nu am nicio cheie. Vreți să ne supărăm? Uitați, dacă nu mă credeți, percheziționați-mă. Ce? Varvara, înainte de toate, spune-mi, te rog, cum te-ai descurcat la proba de la sauna de lângă saună? Nu știu, că eu n-am participat la proba asta. Și cu toate astea, cum de-ai pierdut? Cine l-a angajat pe ăsta, mă? Hai, băieți, începem? Ce cauți, domne, aici? Păi am venit să mă întrebați și pe mine. Ne-am luat și la valieră. Du-te, mă, nene, de aici, că noi am terminat programul. Băieți, hai acasă! Domnul! Nu e cazul, domn președinte, că luptă cu echipierii cu adversarii și luptă fetele cu băieții. Luptă fetele cu fetele! Bă, chiar zis că aia vine să întâlnești după el. Acțiune! Nu e cazul, domn președinte. Hai, dă-i să dăm. Și acțiune. Nu e cazul, domn președinte, că nu luptă cu echipierii cu adversarii. Ba, luptă cu echipierii cu adversarii. Încearcă da. Fără nu ăla de-n da. Față. Nu luptă cu echipierii Hai. Între ei. Luptă cu adversarii. Nu e cazul, domn președinte, că nu luptă cu echipierii între ei, luptă cu adversarii. Și fetele luptă cu fetele și băieții cu băieți. Ce era greu, mă, de înțeles? Ce era greu, de înțeles? Bravo! Și, da, și cine e următorul? Stai că ne-a bulversat pe toți, bravo! Asta e clar!